Salut, prieteni! Bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Bodnar și vă invit la un tutorial Excel aici pe lecții de informatică. Acest tutorial are drept scop să învățați despre flash fill. Acesta este termenul în limba engleză, încerc să fac o traducere în limba română. Flash înseamnă, poate fi fulgerare, strălucire, deci ceva... Vorbesc ca și substantiv, poate să aibă aceste sensuri. Deci ceva care se produce foarte rapid, da? Acest flash. Are și alte traduceri, poate fi și un verb în limba engleză. În limba engleză veți întâlni foarte des termeni în care se utilizează și ca substantiv și ca și verb. Bun. Iar acest fill poate fi umplere, ca și substantiv sau ca și verb, a umple, da? Și atunci ar fi ceva în sensul umplere rapidă, umplere fulgerătoare, să zicem așa. Nu știu cât de bună este traducerea mea, dar ideea contează, deci este vorba de umplere rapidă, fulgerătoare. Eu am să folosesc termenul în limba engleză, îmi place mult mai mult, face mai mult sens din punctul meu de vedere, deci flash fill. Da? Deci acesta este scopul acestui tutorial. Am realizat, înainte de a începe acest tutorial, aceste tabele aici. Înainte de toate, trebuie să știți că puteți utiliza acest flash fill pentru a separa text și, în același timp, pentru a concatena text. Da? Deci, în general, pentru aceste lucruri puteți utiliza acest flash fill. Este un instrument foarte util care vă va ajuta să vă eficientizați munca în Excel. Da? Dar înainte de a începe un exemplu sau aceste exemple, vreau să vă arăt ceva. Deci, trebuie să vă asigurați că acest flash fill este activat în computerul vostru. Da? Și atunci mergeți aici pe File. Mergeți pe Options, da? Și verificați aici în Advanced și după aceea în acest Editing Options, această parte să fie bifată, acest Automatically Flash Fill. Da? Deci trebuie să fie bifat. Dacă nu este bifat, atunci bifați-l dacă doriți ca acest Flash Fill să lucreze în Excel. În caz contrar, dacă nu este bifat, atunci flash fill nu va lucra în Excel, da? Bun, adică nu va fi activ. Așa, haideți să vedem cum putem separa text utilizând acest flash fill. Am aici acest tabel și este bine să bolduiți sau să evidențiați capul de tabel, că în felul acesta, flash fill, va face diferența între capul de tabel și următoarele rânduri, da? Și atunci am aceste nume complete aici. Am început cu prenumele și după aceea numele. Așa, Iosif Bodnar, Carmen Berinde și așa mai departe. Și doresc să separ prenumele de nume. Da? Flash fill mă ajută foarte mult în acest sens. Și haideți să vedem cum. Și atunci mă duc în coloana B și tastez prenumele de la numele complet Iosif Bodnar. Da? Deci Iosif. Bun. Dau un Enter și cobor pe următorul rând în coloana B și mă duc aici pe Ribbon, pe acest tab, Editing. Avem aici acest fill. Dați un click cu mouse-ul pe această săgeată, va apare această listă derulantă, după care click pe Flash Fill. Așa. Și observați cum automat Excel va completa prenumele următoare. Da? Deci următoarele rânduri cu prenumele respective. Deci Carmen, Andreea, Marius Vasile, de la aceste nume complete, da? Deci, automat Excel a preluat prenumele, da? La fel putem face și cu numele. Scriem Botna, primul nume din această coloană, da? Dăm un Enter, Excel coboară pe următorul rând și din nou mergem aici pe Fill, după care click pe Flash Fill și... Excel va completa rândurile următoare cu numele respective, da? Deci vedem Berinde, de la Carmen Berinde, Pedro de la Andreea Pedro, Pop de la Marius Pop și Popescu de la Vasile Popescu. Deci în felul acesta, acest flash fill poate separa text. Adică poate separa text în cazul nostru, un exemplu de față, am separat prenumele și numele din
un nume complet. Da? Același lucru putem face, de exemplu, și pentru numerele de telefon. Am scris aici aleatoriu câteva numere de telefon. Nu are nicio semnificație, nici nu știu dacă sunt valide în realitate. Le-am formatat în acest fel, da? De la mine ține, deci nu știu dacă sunt valabile în realitate, pentru că acest lucru nu contează, contează exemplu în sine. Da? Și atunci aici avem, cum ar veni, acest plus 40, codul de țară, plus 44, plus 45 și așa mai departe. După care urmează acest 234, 254, 264. Este, spre exemplu, codul de județ, după care urmează numărul de telefon în sine, 3450234. Eu vreau să separ toate aceste lucruri din numărul de telefon, adică codul de țară, codul de județ și numărul de telefon. Și am făcut o coloană separată pentru fiecare dintre acestea. Din nou, acest flash fill mă va ajuta să fac acest lucru. Da? Și atunci, așa, mai întâi să separăm codul de țară. Și voi scrie aici acest apostrof. De ce trebuie să scrieți acest apostrof? Să vă asigurați că celula va fi formatată ca și text, da? Pentru că flash fill recunoaște numai text, da? Și atunci va lucra corect. Este posibil, dacă nu formatați celulele ca și text, flash fill să nu lucreze corect, da? Și atunci voi scrie aici 40, enter, coboară pe următoarea celulă, cursorul, da? Deci Excel va selecta automat următoarea celulă de mai jos, mergem din nou pe fill, dăm un click pe acest flash fill și observați cum Excel va completa automat codul de țară pentru fiecare dintre aceste persoane din tabel, da? Se poate vedea, deci 44, 45, 30, 50. Așa, și aici, de exemplu, la numărul de telefon, trebuie să formatați toate aceste celule ca și text, da? Pentru că altfel nu va lucra. Excel va asimila, va înțelege momentul în care veți tasta acest plus, că este vorba de o formulă și veți avea erori. Da? Și o să vă chinuiți ca să scrieți acest număr de telefon. De aceea, încă o dată, formatați ca și text. Da? Bun. Acum am nevoie în această coloană de codul de județ să extrag din acest număr de telefon codul de județ pentru fiecare dintre aceste persoane. La fel, apostrof, și voi scrie primul cod de județ, 234, da? Deci este acest cod de județ din acest număr de telefon, enter, mă duc din nou pe fill și click pe flash fill, da? Și codul de județ pentru fiecare persoană a fost extras automat de către Excel. Închipuiți-vă dacă aveți o listă cu mii de persoane, ce mult vă ajută acest flash fill. Eu am utilizat doar un exemplu scurt, da? Deci acest flash fill este foarte util din punctul meu de vedere. Dacă înțelegeți cum să-l utilizați și folosiți Excel în viața voastră, o să vedeți că o să vă ajute extrem de mult. Din nou, acum vreau să extrag din numărul de telefon, exact numărul de telefon din toată această parte de telefon. Da? Și atunci va fi 3450234, enter, mă duc pe fill, selectați și dați un click pe flash fill, și numărul de telefon pentru fiecare persoană va fi completat automat de către Excel. Sunt și alte exemple, am să vă fac și alte exemple ca să demonstrez utilitatea acestui flash fill. De exemplu, da? Avem aici un tabel cu date, da? 25 februarie 2017, 26 martie 2018 așa mai departe. Și vreau să extrag ziua, luna și anul din aceste date, da? Cum fac, da? Dacă vreau să extrag ziua, introduc ziua din prima dată, deci 25, enter, mă duc pe fill, click pe flash fill și zilele respective vor fi afișate de aici, da? Observați 26, 27, 28, 29 în mod automat către Excel, după care luna, scriu aici februarie, enter, mă duc din nou pe flash fill și vedeți, următoarele luni au fost completate automat către Excel, după care anul 2017, enter, și mă duc pe flash fill și am și anul, da? 2018, 2019 și așa mai departe.
Bun. Totodată, trebuie să știți că Flash Fill are și capacitatea de a concatena text, nu doar de a separa text, așa cum a făcut anterior. Mă duc și copiez aceste două coloane undeva, să zicem, haideți să le punem aici, așa, bun. Și acum vreau să scriu numele complet, nume complet, da? Lucrez la o anumită firmă și am așa separată prenumele și numele și vreau să am numele complet doar într-o singură coloană. Cum fac acest lucru? Da? Voi scrie Iosif Botnar, deci primul nume complet, Enter, după care mă duc pe Fill, clic pe Flash Fill și observați cum automat Excel va copia în următoarele rânduri numele complet pentru următoarele persoane. Da? Deci Carmen Perinde, Andreea Petro, Marius Popă, Vasile Popescu. Dacă vreau să scriu sub altă formă numele complet, vreau să pun o virgulă numele complet, să-i spunem formatat, da? Vreau să pun o virgulă între prenume și nume. Englezii sau țările care vorbesc limba engleză, țările anglosaxone folosesc această modalitate de a pune o virgulă între prenume și nume, Iosif Botnar, da, și Enter, după care mă duc pe Fill și clic pe acest Flash Fill. Observați cum apare această virgulă și automat va formata în felul acesta numele complet Excel, da, deci cu virgulă între prenume și nume. Așa, totodată puteți formata sub diverse forme un nume utilizând acest Flash Fill. Spre exemplu, aveți un nume de mijloc, englezii spun middle name, da? Haideți să inserez aici o coloană, da? Și să zicem aici, sau inițiala tatălui se folosește în România, dacă nu mă înșel. Așa, bun. Și, de exemplu, aici am avea I, da, deci este nume de femeie, nume feminin, dar am să folosesc inițiala pentru că este doar un exemplu. Aici avem M, după care V, da, și până la urmă putem folosi punctul, sau nu, lăsăm doar inițiala și scriem aici nume cu inițiala. Inițiala tatălui. Da? Bun, haideți să Enter, după care haideți să mărim această coloană, lățimea coloanei, da? Și acum voi scrie așa, Iosif, inițiala I și scriem Botnar, da? Așa, Enter, mergem pe Fill, clic pe Flash Fill și observați cum numele apare cu inițiala tatălui acum, dar avem aici inițiala, da? Sau dacă dorim să scriem cu un prenume de mijloc sau dacă un nume are mai multe prenume, da? Da, să zicem din nou nume complet, da, aici. Și aici să fie, să spunem, Iosif Vasile Carmen Daniel aici, Andreea Liliana, Marius Daniel și aici Vasile Iosif. Așa, și acum îi scrie Iosif Vasile Potna, Enter, mă duc pe Fill, după care clic pe Flash Fill și observați cum automat Excel completează numele complet, incluzând și cel de-al doilea prenume, da? Iosif Vasile, Carmen Daniela și așa mai departe, da? Deci cam atât am avut de spus referitor la acest Flash Fill. Ați observat cât de util este utilizarea acestui Flash Fill. Din punctul meu de vedere, este un instrument foarte eficient și foarte util. Totodată, chiar acum când vreau să termin acest tutorial, mi-aduc aminte că
este foarte util și pentru inițiale. Așa, era să uit acest aspect. De exemplu, dacă vreți să scrieți doar inițialele de la numele complet, inițialele conținând numele și prenumele sau prenumele și numele. Da? De exemplu, aici, Iosif Botna. Da? Aceste două inițiale ar fi IB. Da? Dacă începem numele cu prenumele, da? Enter. Și după care mă duc și dau un click pe Flash Fill. Observați cum automat Excel va scrie în următoarele rânduri inițialele de la următoarele persoane. Carmen Berinde, îmi cer scuze, CB, Andreea Pedro, AP, Marius Pop, MP, Vasile Popescu, VP. Da. Bun. Și acum am terminat, de fapt, tutoriale. Mi-am adus aminte între timp să vă arăt și acest lucru. Cam atâta despre Flash Fill. Este un instrument foarte util. Utilizați-l în munca voastră în Excel. O să vă ajute extrem de mult. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. O zi bună, vă doresc, la revedere!